Confratele nostru Cezar Ciobâncă s-a afirmat în primul rând prin creații în domeniul haiku-ului. Haiku-ul este un micropoem de factură japoneză, este prelungul japonic, ca să zicem așa, și este extrem de cunoscut, fiind considerat unul din maestrii acestui gen. Dar Cezar scrie și poezie pentru copii. Sunt foarte rar la noi cei care scriu poezie pentru copii. Și scrie și poezie. De asemenea, conduce un cenacul literar, se văd rezultatele. În memoria poetului plecat dintre noi, Draxin, Constantin Draxin, și o face de ani de zile. Deci atât unde duce tenacitatea. Și el este caracterizat de asta, pentru că nu într-un fel e neamț, e profesor de limba germană. Bună ziua, Cristos Tandrat. Mulțumesc pentru invitație. E un privilegiu să mă întâlnesc cu maestrul aici. Îmi pare rău că am trecut la sfârșit rău și de nu m-am putut vedea. Dar ce a spus anul acesta a fost și pentru anul de tot. Mulțumesc! Mulțumesc și domnului Gabriel pentru prezentare. Cum vă spuneam, Gabriel, scriu haiku, dar nu mă caracterizează numai haiku, scriu de la o teme și poezie pentru copii și, cu ajutorul Dumnezeu, poate anul acesta am să scot în volum. Am să vă citesc o poezie dedicată copilului din noi. Se apropie dată ziua de 3 iunie. Copilăria e globul de cristal în care cuibărite, fără egal, stau de temiri cele mai dulci amintiri, cu prieteni și amici, cu arici pocornici, cu bunici și părinți, ce înșirau cu minți, povești cu gust de macion sau de pere, coapte, fân. Copilăria e scrânge bun fermecat, bană răvaș, bable stemat, în care ne dăm fără oboseală, din zori până în seară, gândind păsările călătoare cu degetele de la picioare. Copilăria e tărâmul vrăjit, pe unde, deloc pe pisit, fugi leșe de prin vecini, care scărpănoși, haini, înalți smeni pe zboclaure și te lupți chiar cu balaure. Sunt, de fapt, scaieți înalți, agresivi și aroganți. Alergi, având la gură cași, după fruturi primași, ca să uiți pentru o vreme de muntele, de teme. Pentru orice țânc hoinar, copilăria e un bazar, cu porți larg deschise spre un noian de vise, cu poacăre de neuitat, din care vătămat, ori scapa smacurată cu un pic de ciocolată, ori mănânci o papară când o noapte de vară. Copilăria s-a mai zis, nu-i minciună gogonată, este chiar un paradis, din care niciodată n-ar trebui să ieșim, dacă da, ne urâțim și sufletul îl golim de cantoarea care nu există în cantare. Și o poezie mai schitușă, tot pentru copiii din noi, Boacăna. Într-un stejar, mare secular, trăia